Ne apropiem și în seara aceasta de prima epistolă a lui Petru și pentru că încercăm să încheiem studiul acestei prime epistole, m-am gândit la câteva gânduri rezumative, gânduri care să ne facă bine fiecare dintre noi, gânduri cu care să rămânem și eu personal, în momentul când am început să meditez, am gândit, Doamne, cu ajutorul Tău de duminici întregi am putut parcurge această carte, această epistolă, cu ce rămân într-un mod concret în urma acestui studiu, în urma acestei parcurgeri la rândul acestei epistole. Și sigur că mi-a fost greu să mă opresc doar asupra câtorva lucruri, pentru că nu e așa, cel mai greu lucru parcă este să faci rezumatul unei cărți, a unei epistole, mai ales când acea epistolă este deosebit de concentrată și plină de îndemnuri și de gânduri. Însă, cred că fiecare dintre noi, atunci când am fost de față, atunci când am parcurs această epistolă, am observat un lucru foarte ușor, și anume că cuvântul cheie al acestei epistole este suferința. Suferința credinței manifestată sub diferite forme sau sub multiple înfățișări. Și spune Petru lucrul acesta chiar în primul capitol, în versetul 6, spune: sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Suferința credinței are felurite forme sau îmbracă diferite forme și cred, am convingerea că nu se poate să fii un copil al lui Dumnezeu, un creștin autentic și să nu experimentezi un tip sau un fel al acestei suferințe. Fie că vorbim de prigoană, aici slavă Domnului, nu cred că se încadrează vreunul dintre noi, dar sunt credincioși, frați de-ai noștri, care trăind într-o altă țară, într-o altă cultură, îndură prigoană. Slavă Domnului, pe noi deocamdată ne-a ferit. Au fost vremuri în trecut și în țara noastră. Însă sunt celelalte forme de suferință ale credinței și anume batjocuri, așa cum găsim spus de Petru, vorbiri de rău, privațiuni sau îngrădiri de anumite drepturi, discriminare și multe alte forme ale suferinței pe care fiecare creștin, repet, le experimentează într-o măsură mai mică sau mai mare. Petru ne învață că suferința, sub o formă sau alta, indiferent sub ce formă o experimentăm fiecare dintre noi, este nu doar necesară, este nu doar benefică, ci mai ales are rostul ei bine definit în viața celui credincios. Vedeți dumneavoastră, de multe ori există și în mintea noastră a celor credincioși teologia care era în mintea fariseilor de odinioară din vremea Domnului Iisus, când atunci când vine un orb la Domnul Iisus, prima întrebare, sau fariseii se repet și spun: Doamne, cine a păcătuit de există suferința aceasta? Pentru că teologia fariseului face legătura între suferință și păcat. Și întotdeauna pentru omul fariseic, suferința are de-a face cu vinovăția, cu culpabilitatea. Însă în ceea ce privește suferința credinței, am văzut și vom încerca să mai vedem și în seara aceasta, că nu are de-a face cu culpabilitatea cuiva. Creștinul nu suferă pentru că se face vinovat de ceva, ba din contră, Petru spune foarte clar în capitolul 4, versetul 15, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia sau are alte manifestări firești de genul acesta. Ci suferința în viața celui credincios poate pare paradoxal sau irațional pentru unii dintre noi. Suferința, vom vedea, și spune Petru, are cel puțin trei exemple. În capitolul 2, versetul 19 și 20, am văzut cu toții, spune Petru, este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Și partea a doua, versetului 20, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Suferința credinței poate avea loc pe nedrept, când nu meriți să suferi, când poate ai fost cel mai bun creștin. Mai mult decât atât, Petru spune în capitolul 3, versetul 17, este mai bine dacă este așa voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Poți face binele și binele nu în viziunea mea sau a unui om, ci binele așa cum relatează sau sugerează Scriptura. Și cu toate acestea să suferi.
Și cel de-al treilea lucru pe care Petru îl spune în capitolul 4, versetul 19, spune Petru: așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Poți să suferi după voia lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu, fiind în voia lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, suferința să vină în viața celui credincios. Spuneam așa ca o încurajare pentru mine lucrul acesta, îmi spuneam: chiar și cel mai bun credincios are parte de suferință, de suferința credinței. Nu, suferința în viața celui credincios nu are în vedere cât de spiritual sau mai puțin spiritual ești, ci suferința, aș putea spune, are de-a face cu identitatea fiecăruia dintre noi, cu calitatea aceasta de copii al lui Dumnezeu, de creștini autentic, așa cum se spune versetul 16, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și așa cum spuneam, alături de, sau legat de acest cuvânt cheie al suferinței, Petru dezvoltă în epistola sa, deși e o epistolă scurtă, multiple teme. Și în seara aceasta aș vrea să vă pun și dumneavoastră înainte 7 astfel de teme legate de suferință, 7 lucruri cu care eu mi-am dorit și mi-aș dori să rămân în urma acestui studiu, acestei parcurgere, acestei epistole. 7 lucruri care cred că ne pot face bine fiecare dintre noi atunci când medităm și când le trăim în viața noastră de zi cu zi. Prima temă sau primul aspect este suferința și credința. O temă pe care Petru o dezvoltă încă din capitolul 1 și are sau vizează explicarea legăturii dintre suferință și credința creștină. Și spune Petru așa, versetul 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și sigur, textul curge mai departe. Ce vreau să spun? Tema aceasta a suferinței și credinței, a suferinței și a credinței, descoperă sau are ca rol în viața celui credincios testarea sau să dovedească autenticitatea credinței fiecăruia dintre noi. Și Petru spune, așa cum aurul un lucru pieritor. Aurul nu este un lucru veșnic. Și cu toate acestea are nevoie să fie cercat, să fie dovedit prin foc. Cu atât mai mult credința, care nu este un lucru pieritor, nu este un lucru care azi îl ai, mâine nu-l mai ai, iar îl ai poi mâine și așa mai departe. Credința autentică, credința adevărată, trebuie să fie testată, trebuie să fie dovedită. Mă gândeam la un alt aspect, cred că fiecare dintre noi am văzut un vapor, nu-i așa? Și trăinicia acelui vapor nu este dată atunci când el este acostat într-un port și nu se întâmplă nimic. Nu este nici măcar atunci când el plimbă călătorii pe marginea, mării și face o croazieră de 20 de minute. Nu, ci trăinicia și durabilitatea acelui vapor se va dovedi în mijlocul mării, în timpul furtunii. Și când valurile vor lovi acel vapor, când vânturile puternice și rafalele de ploaie vor lovi în acel vapor, atunci se va dovedi trăinicia și durabilitatea și cât de bine a fost construit. La fel pot să spun, stau lucrurile și în viața celui credincios. Suferința dă la iveală ceea ce este în inima fiecăruia dintre noi. Nu e așa? Dintr-un fruct nu va ieși niciodată în afară ceea ce conține fructul acela, decât când? În momentul când îl presezi, când îl storci bine. Aș spune că în aceeași măsură, dintr-un credincios, se va vedea ce este cu adevărat în lăuntrul său doar în momentul când trece pe drumul suferinței. Până atunci, nu-i așa, este simplu să fii creștin. Toți afișăm a fi cei mai buni creștini. Și o spun și în dreptul meu, nu vreau să acuz sau să vorbesc la adresa altcuiva. Însă în momentul suferinței, atunci când presiunea încercării de diferite feluri vine asupra mea, ce iese din mine? Ce este din gura mea, ce este din gândirea mea, ce este din inima mea. A doua temă la care aș vrea să fac referire și la care și Petru face referire în epistola sa este suferința și bucuria. Și vorbește Petru tot în capitolul 1 despre această temă a suferinței și bucuriei și în capitolul 6 și în versetul 8 ne spune că Petru că oamenii aceștia, deși treceau prin încercare, oamenii aceștia, deși treceau pe drumul acesta al suferinței, al prigoanei, al încercării de foc, așa cum avea să spună în capitolul 4, versetul 12, totuși oamenii aceștia se bucurau. Și am zis, cum să te bucuri în mijlocul suferinței? Și Petru ne ajută să înțelegem secretul. Bucuria celui credincios nu are de-a face cu suferința. Pentru că suferința nu poate lovi în lucrurile veșnice. Nu poate lovi în lucrurile care nu le poate pierde. Sigur, când bucuria fiecare dintre noi
este dată de lucrurile acestea pământești, de anumite circumstanțe, de anumite lucruri pe care le avem sau nu le avem, în momentul când le pierdem, s-a dus și bucuria. Dar când bucuria noastră autentică a fiecare dintre noi este dată de lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu, este dată de mântuirea pe care Dumnezeu ne oferă fiecare dintre noi, atunci acel lucru este un lucru, bucuria aceea este o bucurie veșnică. De aceea își pune întrebarea aceasta gândindu-mă la suferință și bucurie. Cine produce bucurie cu adevărat în viață? Suferința va scoate la iveală lucrul acesta. Și un al doilea aspect care legat de această temă a suferinței și bucuriei, spune Petru în capitolul 4, versetul 13, dimpotrivă, bucurați-vă. Atunci când vorbea despre încercarea de foc, despre suferința prin care treceau cei credincioși, dimpotrivă bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Bucuria apare doar atunci când înțelegi că suferința nu este altceva decât un instrument în mâna lui Dumnezeu de a lucra în viața ta asemănarea cu El, cu Domnul Iisus. Și dacă, ca și credincios, nu ți-ai propus ca scop, ca țel, asemănarea cu Domnul Iisus, tare mie că n-am înțeles nimic. Menirea mea și a fiecare dintre noi este de a crește, de a ne maturiza din zi în zi și să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu El. Și Petru spune aici, suferința este un astfel de instrument în mâna lui Dumnezeu. Și sigur, când voi înțelege lucrul acesta, când lucrul acesta mă va marca într-un mod profund, voi privi cu bucurie atunci când suferința, deși neplăcută, deși fără să alergăm după ea, va veni în viețile noastre. Mă gândeam la un exemplu practic. Nu e așa? Când avem o infecție undeva la mână sau la un picior, cine dintre noi se duce cu bucurie la doctor ca să-i facă o incizie să scoată infecția? Nimeni nu se duce bucuros la doctor. Ba, este firesc să te duci cu teamă, cu inima strânsă. Însă toți alegem să ne ducem la doctor. De ce? Știind că după ce trece suferința aceea de un anumit timp, căpătăm vindecare. Și nu e așa? Când ești sănătos, când ești vindecat, ai motiv de bucurie. La fel, aș vrea să înțelegem suferința în viața celui credincios. Are un rol în a ne ajuta să semănăm fiecare dintre noi cu Domnul Iisus. O altă temă pe care Apostolul Petru o prezintă în epistola sa și pe care am văzut-o de-a lungul duminicilor este suferința și nădejdea. Și este amintit de cel puțin 4 ori, în primul capitol de 3 ori și apoi în versetul 3, cuvântul acesta nădejdea sau face referire la nădejdea celui credincios în suferință. Și este interesant că nădejdea aceasta cea vie la care face referire Petru, spune în capitolul 1, nu voi citi toate versetele care fac referire la ea, dar spune Petru, El ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Și această nădejde nu este ceva abstract, nu este undeva acolo, ci Petru spune în capitolul 3, versetul 15, nădejdea care este în voi. Această nădejde vie este în inima, este în viața celui credincios. Și aș putea spune că tocmai această nădejde pe care cel credincios o are în viața sa, în inima sa, face diferența când vine suferința. Stăteam și mă gândeam acasă, ce produce suferința, vorbind la modul general, când apare în viața unui om, un om nenăscut din nou, un om neregenerat. Nu e așa că apare imediat frustrare, dezamăgire, depresie, deznădejde, cârtire, de multe ori apare aversitate, apare violență. Omul nu rezistă la presiune, nu rezistă suferinței. Este ceva care nu place firii. Ceea ce face diferența când vine suferința în viața celui credincios sau în viața celui necredincios este tocmai această nădejde vie care este în cel credincios. Pentru că cel credincios nu își pune nădejdea în lucrurile acestei lumi. Nu se încrede în lucrurile acestei lumi, ci așa cum spune tot Petru în capitolul 1 și îmi place acest verset atât de mult, parcă astăzi mi-a vorbit mai mult ca oricând versetul acesta, capitolul 1, versetul 21, spune Petru, prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Și parcă dintr-o dată mintea mea s-a luminat și am zis, nădejdea mea este în Dumnezeu. Și mi-am dat seama cât de mult am greșit. De multe ori nădejdea mea a fost într-un om sau în altul. A fost într-o circumstanță sau alta, crezând că dacă se va schimba o circumstanță sau alta, se vor rezolva anumite lucruri. Fraților și surorilor, cel credincios este chemat să-și pună sau să trăiască cu nădejdea în Dumnezeu. Și dacă nădejdea noastră este în Dumnezeu,
Nu e așa că putem privi altfel încercarea și suferința din viața noastră? Pentru că Dumnezeu este acela care se angajează să fie lângă noi în încercare. Dumnezeu este acela care se angajează la timpul lui să pune capăt încercării. Și așa mai departe. Nădejdea noastră este în Dumnezeu, spune Petru în epistola sa. Apoi o altă temă la care aș vrea să fac referire este suferința și sfințenia. Poate părea ciudat, dar am stat și am numărat acasă versetele. Toată epistola lui Petru, această primă epistolă, conține 105 versete. Aproape două treimi din aceste versete fac referire la sfințenia celui credincios sau la cum trebuie să fie comportamentul celui credincios. Deci mai mult de jumătate din aceste versete, apostolul Petru simte nevoia să ne spună cum să ne comportăm în suferință și nu numai. Pentru că aceste îndemnuri sunt valabile negreșit celui care trece prin suferință. Petru le scria acelor creștini de la început care trăiau suferința ca pe o realitate a vieții sale, dar negreșit sunt îndemnuri cu privire la sfințenie care îi vizează pe toți credincioșii. Și legat de această temă a suferinței și sfințeniei, sigur sunt foarte multe lucruri care se pot spune, nu este timpul acum, dacă ne împărțim pe capitole, vedem sfințire personală, vedem sfințire în raport cu alții ca cetățeni sau ca angajați, sfințire în viața de familie ca soție și ca soț, sfințire în biserică, sfințire care să ducă la asemănarea noastră cu Hristos, sfințire în slujire, cum am văzut în capitolul 5, și putem vedea astfel de nuanțe ale acestei teme, suferință și sfințenie. Însă, ceea ce aș vrea să pun înaintea dumneavoastră este mai întâi un verset din Vechiul Testament, ca să înțelegem legătura dintre suferință în viața celui credincios și nevoia de sfințenie. Este un cuvânt al înțeleptului Elihu din cartea Iov, capitolul 36, versetul 21. Și cuvântul spune așa: ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Și cred că fiecare dintre noi am experimentat adevărul acestui lucru. Suferința, pe omul care, așa cum spuneam mai înainte puțin, neregenerat, omul nenăscut din nou, îl îndeamnă la rău. Dar pun întrebarea, dar pe omul credincios la ce îl îndeamnă? Potrivit lui Petru, ar trebui să îl îndeamnă la sfințenie. Suferința te îndeamnă la rău. Ca om nenăscut din nou. Dar ca om credincios. Ca om care te încrezi, ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu. La ce te împinge suferința? Și mă gândeam să subliniez înaintea noastră cât un verset din fiecare capitol. Pentru că fiecare capitol, așa cum spuneam, două treimi din această epistolă vorbește despre sfințenie. Și aș vrea să subliniez doar 5 versete care să ne ajute să înțelegem nevoia de sfințenie din viața fiecăruia dintre noi. Capitolul 1, versetul 15 spune: fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Petru, dar stai puțin că în suferință e greu să fii chiar în toată purtarea. Sunt într-un anumit mediu, pot să fiu sfânt, într-o anumită circumstanță, dar chiar în toată purtarea, cel credincios este chemat să fie sfânt și să trăiască sfânt în toată purtarea de pe acest pământ. Și este trist să auzi motivații la o viață păcătoasă, la o purtare nebiblică, la anumiți creștini care vin și spun: te-am fost provocat, sau n-am avut de ales, a trebuit să găsesc o soluție. Petru spune: fiți sfinți în toată purtarea voastră, fără nicio scuză, fără nicio excepție. Mai mult decât atât, în capitolul 2, versetul 1, de la 1 la 4, voi citi doar îndemnurile, verbele care sunt la imperativ. Petru spune: lepădați, dar, și enumără ce să lepădăm, iar în versetul 4 spune: apropiați-vă de el. Sfințirea în viața celui credincios înseamnă lepădarea sau renunțarea la o serie de lucruri care nu-L cinstesc pe Dumnezeu. Și nu doar separarea de lucrul acesta, ci spune aici Petru și apropierea de El. Nu poți să scapi de păcat fără să te apropii de Domnul Iisus. Pentru că doar El este soluția sau sursa puterii de a ne lepăda de tot ceea ce nu este după voia sa. Și sfințenia în viața celui credincios înseamnă lepădarea de toate aceste lucruri care sunt enumărate aici: răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă, clevetire și așa mai departe. Și înseamnă, pe de o parte, și pe de altă parte înseamnă apropierea de Domnul Iisus Hristos. Apoi în capitolul 3, versetul 12, un alt verset care
vorbește despre nevoia sfințeniei în a trăi o viață de sfințenie, capitolul 3, versetul 12, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Nouă ni se pare de multe ori că sfințenia este o opțiune. Este ceva așa, dacă ne aducem aminte să mai fim sfinți, bine, dacă nu, nu. Sfințenia trebuie să fie un proces în care cel credincios să trăiască în fiecare zi, și azi și mâine. Dacă ieri am fost sfânt, nu înseamnă că și azi sunt sfânt. Trebuie să urmăresc sfințenia. Este acel verset din Evrei care spune, urmăriți pacea cu toții și sfințenia. Sfințenia este ceva care sunt dator să o urmăresc și să o împlinesc în viața mea. Apoi în capitolul 4, versetul 2, sfințenia, spune Petru, că se traduce prin a nu mai trăi după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Trăiești cu adevărat sfințenia că nu mai trăiești făcând poftele oamenilor sau plăcerile oamenilor. Întreb pe o soră sau pe un frate, de ce faci așa? Pentru că așa îmi place mie. Pentru că așa vreau eu. Și Petru spune, a trăi sfințenia înseamnă să nu mai trăiești după poftele sau plăcerile oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. A trăi sfințenia înseamnă să trăiești după voia lui Dumnezeu. Iar în capitolul 5, versetul 7, un alt mod de a înțelege sfințenia pe care Petru ne-l prezintă, sigur sunt mult mai multe, m-am oprit doar la câte un verset din fiecare capitol, spune așa, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși se îngrijește de voi. De multe ori în suferință nu trăim sfințenia, știți de ce? Pentru că ne lăsăm copleșiți și încărcați de poverile acestea care n-ar trebui să le ținem asupra noastră. Ne credem noi că suntem suficient de puternici. Ne credem noi că putem să luăm locul lui Dumnezeu. Dar cuvântul spune aici, aruncați asupra Lui. Și nu e așa când arunci un lucru, dacă am o haină și o arunc asupra dumneavoastră, nu e așa că eu rămân fără haină? Nu mai am acea problemă. Cred că la fel vrea Petru să ne ajute să înțelegem. Suferințele, încercările, îngrijorările voastre, aruncați-le asupra Lui. Că El se îngrijește de El. Și în felul acesta fiecare dintre noi poate fi eliberat. Poate fi ușurat de încercarea respectivă. Foarte pe scurt, o altă temă este suferința și venirea Domnului. Mi-a plăcut atât de mult că Petru leagă suferința de venirea Domnului. Și m-am uitat și de 4 ori în epistola sa. Petru vorbește într-un mod explicit de venirea Domnului și o numește arătarea lui Iisus. Vorbește în capitolul 1, versetul 7, capitolul 1, versetul 13, capitolul 4, versetul 13 și capitolul 5, versetul 4. De 4 ori vorbește Petru în contextul acesta al suferinței despre arătarea Domnului Iisus Hristos, despre venirea Domnului. Și mă gândeam, credinciosul, dar mai ales cel care trece pe drumul suferinței, are această nevoie de a nu pierde din perspectiva sa momentul revenirii sau venirii Domnului Iisus Hristos pentru răpirea bisericii. Avem nevoie să, dincolo de suferințele prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, să ne aducem aminte de venirea Domnului. Pentru că odată cu ea, așa cum se spune într-un loc, vine izbăvirea. Noi spunem deseori, noi trebuie să dorim venirea Domnului pentru că îl iubim pe El, pentru că ne este dor de El și sigur, acesta este idealul. Dar dați-mi voie să vă spun, suferința are și rolul acesta de a ne aduce mereu aminte de venirea Domnului. Și nu cred că este greșit să-ți dorești să vină Domnul ca să pună odată capăt suferinței. N-am găsit în Biblie că spune să nu doriți venirea Domnului pentru că ca și cumva ca și motiv al încetării suferinței. Suferința trebuie mereu să ne aducă în atenția noastră momentul revenirii Domnului Iisus. Și tot în acest cadru al venirii Domnului, vă mărturisesc că în această epistolă am găsit răspuns la o întrebare care m-a măcinat multă vreme și cred că și pe dumneavoastră, poate pe unii vă mai macină sau v-a măcinat. Ca și psalmistul, de multe ori mi-am pus întrebarea, văzând așa încercările prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, Doamne, până când? Și este o întrebare legitimă. Și a pus-o psalmistul și au pus-o mulți oameni ale Dumnezeu. Doamne, până când încercarea? Știți ce răspuns am găsit în epistola aceasta? Și nu odată, de 2 ori. Începe cu el, cu acest răspuns epistola și o încheie cu el. Uitați ce spune Petru, până când această încercare. Capitolul 1, versetul 6 spune așa. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Iar în capitolul 5, în ultimul capitol, versetul 10, spune așa. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă face neclintiți. Pentru mine este suficient. Și am zis, Doamne,
indiferent că va mai dura o săptămână, o lună, un an, 20 de ani, tot puțină vreme înseamnă. Și acest gând pentru mine a fost suficient ca să-mi dea pace și să-mi dea liniște. Pentru că îmi dau seama că suferința este pentru puțină vreme. Ce este pentru veșnicie? Spunea Apostolul Petru, slava, lauda, la arătarea Lui. La arătarea Lui. Apoi o altă temă și mă apropii de încheiere, este suferința și harul. De 9 ori vorbește Apostolul Petru în acest context al suferinței despre har și face referire la har. Și stăteam și mă gândeam, nici nu s-ar fi putut altfel, nu-i așa? Pentru că dacă ai nevoie de ceva în suferință, când treci pe drumul suferință, acel lucru este har. De nimic n-ai mai mare nevoie decât de har, nu-i așa? Când ești pe drumul suferinței. Și nu voi aminti toate cele 9 locuri în care Petru face referire la har, voi sublinia doar 3 versete. Primul este în capitolul 1, versetul 13 și spune Petru așa: puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Puneți-vă toată nădejdea în har. Aș vrea să fie un îndemn cu care să rămân în inima mea, știind că am trecut prin această epistolă. Doamne, nădejdea mea, așa cum mi-a adus aminte, este în Tine, în Dumnezeu. Și îndemnul este să-mi pun în continuare încrederea în ce? În ajutorul omului? În ceva ce se poate schimba din punct de vedere omenesc? Nu. Puneți-vă toată nădejdea în har. Sigur, acolo este o mențiune specială pe care o face Petru, dar nu greșim dacă ne oprim doar la această expresie. Puneți-vă toată nădejdea în har. Al doilea verset este capitolul 5, versetul 10, cel care l-am și citit, și anume spune aici Petru, Dumnezeul oricărui har. Această expresie mi-a făcut atât de mult bine pentru că am înțeles că există har pentru orice situație. Există har pentru orice încercare. Spune aici, Dumnezeul oricărui har. Iar în Efeseni, am citit noi, miercuri, pentru cei care am fost prezenți, versetul acesta, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său. Harul este nemărginit în bogăție. Și stăteam și mă gândeam la un exemplu foarte concret, sigur, care este o imagine pală, dar este o imagine să ne ajute să înțelegem ce înseamnă orice har sau bogăția nemărginită a harului la care fiecare dintre noi avem acces. Ce zice dumneavoastră, pentru că se practică în ziua de azi, să faci card cadou. Te duci la bancă, pui o sumă de bani pe un card și cardul acela poți să-l faci cadou persoanei care dorești. Și dacă ați primi, să zicem, pe un card o sumă de, nu știu, să zicem, 1000 de lei. E o sumă importantă. Dar nu e așa că mereu ai fi puțin cu gândul să-l folosesc, să-mi iau doar atâta, să mai păstrez pe el, să mai folosesc, eu știu, în ce împrejurare, și mereu stai să-ți faci calcule. Cât și cum să folosești valoarea de pe acel card. Dar ce spune dumneavoastră să vină cineva la dumneavoastră să vă zică ai pe cardul ăsta nelimitat. Cât vrei, cât poți să cheltui. E diferență mare, nu e așa? La fel stau lucrurile în privința harului. Dumnezeu pune la dispoziția noastră har nelimitat. Pentru orice situație, pentru orice încercare. Problema nu este la Dumnezeu că nu are har să ne ofere într-o situație sau alta. Problema este la mine și la fiecare dintre noi. Accesăm acest har? Apelăm la acest har? Și un alt aspect legat de har spune capitolul 5, versetul 5. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Harul nu-i pentru oricine. Harul nu-i pentru oricine. Chiar și în încercare și în suferință, doar cei smeriți primesc har. Cei mândri, spune cuvântul, stă împotriva celor mândri. Chiar și în privința harului mântuitor. Nu. Harul, sigur, la modul general, este pentru orice suflet păcătos. Harul care aduce mântuire. Dar într-un mod specific, harul este doar pentru păcătosul care zice, da, Doamne, sunt un ticălos, sunt un nenorocit. Am nevoie de iertarea Ta. Pentru cel care spune, da, eu nu sunt atât de păcătos. Păi eu n-am așa multe păcate. Și care mândria nu lasă să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Nu va căpăta niciodată harul mântuirii. De aceea să nu uităm acest aspect. Suferința și harul. Harul este pentru cei smeriți. Pentru cei care trăiesc o viață de smerenie. Și voi încheia, doar voi aminti cel de-al șaptelea temă. Nu voi dezvolta prea mult pentru că în a doua parte fratele o va dezvolta. Suferința și mântuirea noastră. Însă de data aceasta nu mai vorbim de suferința celui credincios, ci vorbim de suferința Domnului Iisus Hristos. Și Petru are o întreagă temă în epistola sa, deși atât de scurtă,
Repet, este atât de concisă și de concentrată și ne vorbește despre suferința și mântuirea noastră, despre suferința Domnului Iisus Hristos. Și în capitolul 1, versetul 18 și 19 ne vorbește despre suferința mielului, care prin sângele său ne-a adus răscumpărare fiecare dintre noi. Apoi în capitolul 2, versetul de la 21 la 24, ne vorbește despre acela care a purtat în trupul său păcatele noastre, a păcat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Apoi în capitolul 3, versetul 18 spune: Petru, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Și apoi în capitolul 4, în versetul 1 și versetul 13 ne vorbește din nou de patimile Domnului Iisus Hristos, patim care au fost nu pentru că, așa cum spuneam și la început, a făcut ceva, era vinovat de ceva, așa cum se spune, a suferit pe nedrept. A fost bajocorit pe nedrept. A fost, i s-a adus acuzații pe nedrept. Calomnii. Învinuiri mincinoase. Dar era suferit pentru mântuirea mea și a fiecăruia dintre noi. Domnul să ne ajute ca, parcurgând această epistolă, să putem rămâne cu ceva, cu ceva concret, care să ne fie de folos pe drumul acesta al suferinței. Amin. Amin.